Ascultătorii noștri, de această dată vă salutăm din Mironeasa cu o surpriză frumoasă pentru domnul Vasile, care astăzi este sărbătorit. O surpriză venită cu toată dragostea din partea familiei, așa că rămâneți cu noi să-l surprindem și să-i urăm la mulți ani la cei 60 de ani împliniți. Bună ziua! Și bine v-am găsit! Surprize la domiciliu! Noi oferim emoții! Domnul Vasile? Da. Așa, la mulți ani vă spunem. Așa, domnul Vasile, șampania este pentru dumneavoastră. Noi suntem echipa surprize la domiciliu Iași. Știm că astăzi sunteți sărbătorit și împliniți și o frumoasă vârstă. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă. Din partea cuiva drag. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți cine v-a trimis această surpriză. Nu mai plângeți, domnul Vasile, ia să vedem. Toți ai dumneavoastră astăzi și-au dorit să vă spună la mulți ani. Să vă transmită cât de mult vă respectă și cât de mult vă iubesc. Cântăm domnului la mulți ani cu toții? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani vă spunem, domnul Vasile. Iar acum a venit momentul să aflăm și din partea cui vine această surpriză. Și ce au să vă spună astăzi cei dragi dumneavoastră. Iar mesajul spune așa. Astăzi este despre el, despre eroul nostru, despre tata. Omul care a cultivat în noi credința, omenia, dragostea de viață. A știut să ne crească frumos, să ne dăruiască o copilărie minunată, să viseze alături de noi, să ne susțină. Mereu ne spunea să ne urmăm calea cu demnitate, să ne realizăm visele și niciodată să ne dăm bătuți. Să ne trăiești, tatăl nostru scump. Îi mulțumim bunului Dumnezeu că ești alături de noi. Te iubim din tot sufletul. La mulți ani, tatăl meu, astăzi a împlinit o vârstă frumoasă, 60 de ani. Noi îți dorim multă sănătate, iubire, pace, să fii sănătos în continuare și să ne trăiești 100 de ani. Noi, nepoții, te iubim. La mulți ani plini de sănătate. Surpriza vine din partea feciorului Ionuț, din partea nurorii Doinița din Anglia și din partea nepoților, Denis, Ionela și Georgiana. La mulți ani! Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să le transmiteți ceva copiilor. Să știți că domnul a mai pregătit și o melodie pentru dumneavoastră care dorește să o ascultăm împreună. Ia să vedem și melodie. Nici eu nu am somn în păr, nici eu nu am somn în păr. Când e tărată, supărat, supărat, nici eu nu am somn în păr. Eu mă rog mereu la Dumnezeu, ține-mi, Doamne, păcata mea. Ține-mi, Doamne, pe viața mea, că-i cursul meu, e puterea mea. Eu mă rog mereu la Dumnezeu, ține-mi, Doamne, pe tata mea, ține-mi, Doamne, pe viața mea, de mi-ar spune cineva
Se dau zile luta, dar asta n-am în viața mea. Pentru tata vreau să mor, dacă mi-l văd până fior. Mai rămâi, tată, cu mine, că ești tot ce vreau pe lume. Eu mă rog mereu la Dumnezeu, pentru tata că e șeful meu, pentru tata că e viața mea, tăicuțul meu e puterea mea. Eu mă rog mereu la Dumnezeu, pentru tata că e șeful meu, pentru tata că e viața mea, tăicuțul meu e puterea mea. Că d-o vrea Cristo la toată o pasă la pământ și atunci de la orice răzbun. Asta e că joia mea și costă ei sunt soarele din cestru. O, Doamne, ce frumos soarele din cestru. La mulți ani vă spunem, domnul Vasile, sănătate multe. Și cu Doamne ajută, vă revedeți cu bine și cu fiul și nora și nepoței. Mulțumim.